Un accident rutier a avut loc în această dimineață în orașul Vânju Mare. În urma impactului, un bărbat în vârstă de 55 de ani se afla blocat în autoturism și a fost nevoie de descarcerare acestuia. În această dimineață, două echipaje de pompieri au intervenit cu o auto specială de stingere și o ambulanță zmurt la un accident rutier. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism răsturnat și a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru extragerea acesteia. Bărbatul, în vârstă de circa 65 de ani, a primit îngrijiri medicale de la paramedicii zmurt, ulterior refuzând transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la autoturismul implicat în accident. Paramedicii zmurd au acordat primul ajutor medical bărbatului, care prezenta dispnee și traumatism cranian. Ulterior, acesta a refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiului la autoturismul implicat în accident. Un bărbat de 55 de ani din orașul Vânju Mare, în timp ce conducea un autoturism în localitate, a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate, după care s-a răsunat. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.